Bună dimineața încă o dată. Bună dimineața, sunt doctorul Andrei 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 și în fiecare zi sunt aici doar pentru voi. Primesc o mulțime de scrisori cu problemele și dilemele voastre. Uneori găsesc niște întrebări atât de idiote, încă mă gândesc la domnul Bocanciu. Astăzi am selectat două dintre scrisorile venite pe adresa redacției. Dar înainte de acest lucru, să vedem ce mai fac matinalii. Astăzi Dinculescu este suspect de bine dispus. Frizura în formă de ciocănitoare Audi este excelent. Deci, am marcat. Felicitări. Andy, în schimb, e un pic șocupăț. Privirea lui ascunde ceva. Deci, l-a dus pe Dinculescu să marcheze. Orlando arată puțin mai bine astăzi, chiar dacă e răcit. În schimb, are ochii cam roșii. Aha, aseară marca și el la FIFA 2012. Anca e veselă și jovială ca întotdeauna. Cred că e din cauza lui PC. Dar să trecem la cazurile voastre. Prima scrisoare vine din Gogoșari, județul Giurgiu. Vasilica Mohorel ne scrie: salut, domnul doctor Andrei. Mi-am făcut și eu o prietenă pentru că de data asta am găsit. Am 23 de ani și sunt îndrăgostit de ea ca ursul de miere. Dar o cheamă Anișoara. După 3 luni am făcut acel pas important. Am pupat-o. După alte 3 luni am îngâiat-o. Și ieri am făcut treaba aia cu ea în pat. Pentru că o iubesc cum iubește Oana Roma în fast food-ul, am întrebat-o al câtelea sunt în viața intimă. A zis că e sinceră cu mine și mi-a zis că sunt al 21-lea. Am rămas prost. Cum trebuia să reacționez? Ce să fac? Dragă Vasilică, când a spus că ești al 21-lea, trebuia să strigi Blackjack. Ai luat potul. Ei bine, ți înțeleg perfect mâhnirea. Dar dacă ți-a luat atât să o săruți și să o mângâi, astea sunt riscurile meseriei. În timpul ăla trebuia să facă și fata ceva. Stai liniștit. În niciun caz nu ești al 21-lea. Poate al 63-lea. Când o domnișoară spune un număr, trebuie să mulțești cu 3. Când un domnișor îți spune un număr, trebuie să împarți la 3. Mult succes! Cazul numărul 2 vine din Crăciunelul de Jos. Stimate și iubite domnule doctor Andrei Andrei Andrei, nu o să-mi dau numele, ci doar pseudonimul. Mă numesc Curățica 84 și stau în Crăciunelul de Jos. Într-o seară m-am gândit să mă fac frumoasă pentru iubitul meu, așa că m-am tuns în zona feminină cu aparatul lui de ras cu care se bărbierește. Ultima oră s-a bărbierit acum 2 zile. Întrebarea mea este: pot să contactez vreo boară de la el chiar dacă m-am dezinfectat cu aftershave-ul lui? Dragă Curățica 84, tu nu, dar el da. Ne auzim mâine. Sunt doctorul Andrei 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 și nu uitați, psihicul lucrează.